Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea și Romprest Energy SRR anunță că în data de 25 mai 2018, între orele 8-13, se va realiza colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase și deșeurilor de echipamente electrice și electronice în 12 puncte de colectare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Strada Crișan, coloana auto de ADP, strada Radu de la Afumați, bloc 51B, PC 144, strada Rapsodiei, bloc 16, PC 174, aleea Miorit bloc N3, PC 154, intrarea Cecilia Cuțescu Storc, bloc 77, PC 133, strada Remus Belu, parcare maternitate, bloc O1, PC 118, strada Emil Avramescu lângă sediul Piețe Prest, strada Jimmy Hescu, bloc S3, PC 104, complex comercial Hermes, bloc B3, PC 80, strada Nicolae Iorga, bloc PT5, PC 46, alea Bradului, blocurile C1, C2, PC 79, intrarea Florilor, bloc S31, PC 6. În cazul în care se vor identifica deșeuri de echipamente electrice și electronice depozitate și în alte puncte de colectare special amenajate, președinții sau administratorii asociațiilor de proprietari ori cetățenii pot anunța acest fapt la dispeceratul SC Romprest Energy la telefon 0250 731 734 în intervalul orar 8-13.